Deci moșul și baba în pat. La un moment dat se ridică moșul să plece undeva. Zice baba, da unde te duci? Ce moșul, mă duc până în bucătărie să iau o lingurucă de zahăr. Ce baba, no, nu-i baia, dă-mi și mie o înghețată. Ce moșul, bine, bine, ți-aduc. Ce baba, dar nu scrii că-i uita. Dar pe cum să uit, că mai fac un pas și sunt bucătărie, mai face moșul un pas. Ce baba, și din tubul celălalt de ciocolată, storce rotă, rotă pe ea ciocolată. Bine, bine. Ce baba, dar scrieți, nu, că-i uita videi. Dar pe cum să uiteți cu mâna pe clanță? Și când se intre în bucătărie, zice baba, și multă frișcă să pui deasupra. Bine, bine, trântește moșul ușa. Ce baba, nu, nu și-o scris. Nu și-o scris, a uitat. Intre moșul în bucătărie, trece o jumătate de oră bună așa și la un moment dat apare moșul victorios, așa, într-o mână cu o pâine, cealaltă cu o slănină. La care zice baba, nu, vezi? Vezi că ai uitat? Spusuțam că ai uitat? Zice moșul, ce dracu am uitat? Ce cum ce-ai uitat? Ceapa! Baciu George din autobuz din greșeală o calcă pe o doamnă pe picior, se întoarce aia ofensată, zice, animalule! La care Baciu George zice, ia că tu ești o plantă! Zice eu încă te George, măi George, cum să spune, mă, funicular sau furnicular? La care George se uită așa tâmp la el și zice, la ce? Ce eu încă te George, măi George, mă, eu numai nu înțeleg, mă, cum e cu submarinul ăla, mă. Cum mere pe sub apă cu oamenii ăla, pentru ce nu se fuituiesc acolo. Ce mă, ăsta e gândit de specialiști, mă, de oameni de știință, mă, care au calculat presiunea și... Lasă-mă, mă, pune după mine la că eu am făcut armată, mă. Eu știu când iese torpila aceea de acolo, din submarin. Apoi nu rămâne gaură, pacolo, nu mai apa pe acolo de unde ieși torpila. La care zice... Eu zice, mă, tu ai făcut baie în Mureș. Făcut, dar. Nu, ce și-ai tras-o, beși în așa în apă. Am tras, dar. Nu, pe ți-o intra Mureș un curs. Da. Apropo de când ies doi bețivi din crâșmă, exact cum stabilise mai înainte cu nu știu cine aici, manga cum laude, și când ajung în pragul crâșmei, deci erau rupți în gură, se țineau unul de altul. Și când ajung în pragul crâșmei, în fața crâșmei un câine, stătea în cur, așa cum stă câinile, și își făcea igiena. Să lingea el așa. La care unul dintre bețivi către alălalt zice, n-o fii atent ce mișto, zice, toată viața mea am dorit să pot să fac asta. La care ăla la altul se caută pe buzunare, scoate o biscuite și îl oferă. Zice, încearcă cu biscuitele, vezi, poate te lasă. Apropo de câine, zice, bă, așa ceață a fost la noi în sat azi noapte, că o trebuie să mă scol, să mă duc să întorc câinile călătra către casă. Sunt niște bancuri foarte faine în zona absurdului. De pildă, unul mergea cu căruța, cu calul, prin pădure și câinele pe lângă căruță. Știți cum merge câinele așa, pe lângă căruță? Și ăsta tot biciuia calul, biciuia și se întoarce calul la un moment dat și zice, nu mai da băi, ulă. La care ăsta, când aude, aruncă biciul, sare din căruță, se pune lângă o tufă. Nu-i venea să creadă, speriat, așa, să pișca, credea că visează. Și cum stătea el zgribulit așa acolo, apare câinele și mai zgribulit, se lipește de stăpân și cu ochii fixați în ochii stăpânului, ce câinele, ce m-a spărie când o vorbi calul. Da.
Revenind din nou pe străduța mea de unde mă adunam subiectele, ce cum recită Ion Cico, mama lui Ștefan cel Mare. Zice, ha, pe un stâncă negră, într-un vechi castel unde curge svale un râu mititel, ha, pe rog frumos, plânge Iisus Pinoioi, una așa tinere domnițe, dulce și suave cum un garofițe. Căci la bătălie soțul iubită pleca atlas de jui întors, ha, taia orologiu feilă ora sune, la castel din porta ore cine lovește. A te invo di che Istvan, fiul tău iubită eu, ești de la asta întorceți pleznit. A dacă te vod Istvan, acordu-te înapoi, pentru țară mare, ești noi bistuș punem la mărmânt un flore. Istvan se întorceși din frișcă sune, astea lui hiroșe, la pământ adunem. A te oi ce-mi râde Istvan, dacă turcii dat la curioia.